Bună seara și bine v-am găsit la Indie Club. Eu sunt Teo și în această seară ne jucăm Dark Strategy and Tactics Dark Ages. În primul rând trebuie să vedem cum facem cu overlay-ul. 2 seconds. Ca să se vadă că l-am dat be transparent. Salut, Dorian. Salut, Florinel. Safe. Gata, nu mai e transparent. E cum trebuie. Trecem partea asta altă. And we have... No, we don't. Trei, doi, unu, go. Bun. Din câte am înțeles, este un joc de strategie și tactică din timpurile întunecate. Am dat start și a crăpat. That's a wonderful, wonderful way to start a stream. Deci am apăsat pe start și am murit. Minunat. Minunat. Ne facem și noi mari? O să mă uit pe Discord după... În caz că nu știți, mi-am făcut Discord și puteți să intrați pe Discord. Este butonul de jos sau să ziceți Discord în chat și vă spune unde intrați. A murit toată muzica? Start. Boss, vreau să mă joc jocul vostru, ești nebun? New scenario, ok. Back. What the fuck? Am flashback-uri de la... Sorry, James, unde nu știam să intru în joc. Aici nu merge. Mă bucur că trăiește. Yay, yay. Dacă puteți să-mi descoperiți și mie un bot care să poată să facă un mirroring la tweet-uri, este minunat, pentru că am încercat 2 până acum și după vreo 20 de tweet-uri mor. Nu vrea. New scenario. All times. Dorian, mă bucur că l-ai jucat, mă bucur că l-ai terminat. S-ar putea să-l fi spoilerit lui Bing dacă e aici, dacă nu... Nu l-ai spoilerit. Dar, da. Un joc de 24 de minute, așa, quick, jap-jap. Avea măcar trading cards. Conquer Moenster. There are troubling times in the... Așa. Păcat. Ok, deci ăsta e advisorul. Direct din Game of Thrones. Cine știe? An authorized representative of the Hanseatic League Guild Council. The Guild Council has set a number of important objectives for the army.
Open the list. Conquer Monster Province, recruit 3 squads of free riders. General Captain. General Captain? General Captain? Ăsta a fost capitan și după aia când l-au făcut general, i-au zis, bă, îți lăsăm și capitan, în caz că ești prost. Rămâi capitan dacă nu mai nu ești bun general. General Captain Johann Wittenborg was killed. Ok. Ăsta este captain, care nu mai e general pe hartă. Capitanul general. Generals with no squad can move to provinces in one turn. Let's send our general there. Left click on your general. The right click on Danzig province. Ok. Left click on my general. Right click pe provincie. L-am adus acasă. Click on the enter. As the war goes, the money flows. Recruit. Îmi aduce aminte de... Îmi aduce aminte. Normal că îmi aduce aminte de Heroes, dar... E un fel de Heroes combinat cu Risk. How good are rookies? Open the squad info screen. Squads all have the same stats, attack, blah, blah, but their abilities are different. Ți-a luat timp să înveți 3 butoane, Florinel? N-aș recunoaște asta. Ba da, aș recunoaște. When they gain XP in battle and training, squads turn from rookies into veterans, receive new abilities and improve existing ones. Deci avem level 1, light, așa, și are abilitățile de turtle. 60. De ce sunt 16? A, că îi dă ăsta ceva. Life is a series of choices. Mamă, cât de adâncă e asta. Life is a series of choices. Viața e o serie de alegeri. The general movement speed depends on the maneuverability of their squads. The light cavalry, this is equal to 3. Let's begin by sending the general to the province of Goldway. I don't really like wars. But in an order is an order. Consiliu lusts for Carolingian blood, so we need to capture Novohrad. Our attack on a foreign province will be considered to be a declaration of war, so let's do this. Îmi place chestia asta. Adică, gen, the Hanseatic League versus the Carolingians. Dacă vă place istoria sau vă place să citiți, sunt niște cărți foarte mișto despre chestia asta. Și câteodată îmi pare rău în... Well, nu-ți mai trebuie decât 2-3 prieteni și o după amiază. And you got yourself some fun times. Da, din nefericire noi... mă gândeam la chestia asta. În România nu prea se discută la istorie de ce s-au întâmplat lucrurile. Și de asta la noi istoria este Mihai Viteazu. I-a bătut pe turci la Călugăreni. I-a făcut nu știu ce, Sinan Pașa și-a pierdut dinți. I-a făcut bla bla bla, l-a bătut pe ăla în anul 1400, pielea mea. A făcut ăla în 1400, nu știu cât. A făcut chestia aia nu știu când. Și 1600. Sau 1500, something. Și e foarte non-interesting pentru copii. Da, l-a bătut pe ăla, bă, era numit Viteazul pentru că nu se întorcea. Thanks for the auto host, Redzuzu. Thanks for the auto host, autohoster. Așa. Și dacă ai sta să... Ar sta să-ți spună de ce, bă, uite care-i treaba, care era treaba în Europa, care era treaba până Imperiul Otoman, că ăștia se săpau unii pe alții și intrigă și ăsta îi bătea pe toți, dar îi bătea pe toți pentru că otomanii aveau vreo 13.000 de bătălii în alte părți
Și trimiteau aici ce mai rămânea, că oricum nu era așa de importantă ce se întâmpla în zona asta. Și chestii de genul ăsta, unu, îți face istoria mult mai ușor de învățat, pentru că înțelegi niște chestii, înțelegi. Pă, Vlad Țepeș l-au trimis la turci și l-au ținut acolo 20 de ani și după aia l-au trimis înapoi și după aia l-au arestat Matei Corvin în, la Hunedoara, în castelul Huniazilor. Și după aia s-a mutat în Poenar și gata, a murit. Super. Când în loc să spui, bă, de ce l-au trimis acolo? Ce a făcut acolo când l-a trimis? Care era treaba? Ce se întâmpla acolo? Care era ideea cu astea? Na, hai să facem pe toți Vitezul și cel mare și cel sfânt și alte chestii și să nu înțelegem de ce se întâmplă chestiile alea. După aia era, bă, uite ce s-a întâmplat. În 1700-1800 a fost domniile fanariote. Ce să... Păi trimiteau greci din fanar să fie domnitori în România. Păi da, atunci chiar toată istoria aia, toată bucata aia fanariotă este fucking Game of Thrones, dacă stai să citești cu adevărat ce s-a întâmplat. Bă, de ce intrigi din alea? Littlefinger și The Spider sau cum căcat îl cheamă pe ălalt erau mici copii pe lângă... Nu, de chestia asta toate popoarele comuniste, ex-comuniste suferă. Pentru că ăsta e un mod de a face oamenii care mor de foame. Salut, Andrei, by the way. Ăsta e un om care face oamenii care mor de foame și să nu le mai pară așa de rău că mor de foame. Pentru că, uite, suntem neam de viteji, de acolo, știi, noi am avut și chestia asta cu protocronismul, care e o chestie foarte, foarte... Nu zic retardată, dar e o chestie foarte copilărească. Este, a, uite, dacii, ce făceau dacii, băi, dacii aveau fabrici, bă, Dacia, modelul de daci este de la daci venit. Ăștii alți mergeau pe jos, dacii erau în Duster, ești nebun. Nu știi tu ce aveau aici dacii, cum erau ei cei mai aprigi și dârji dintre traci. Și dacă stai să te gândești, dacă citești și vezi cum erau de fapt tracii și toate astea, erau de fapt, imaginează, nu știu, că ești undeva în Bangladesh. Nu știu, în Africa și unde erau triburi din alea, diferite triburi, gen Tutsi și Huntu și alte chestii până Sudan, pe unde sunt aia. Așa erau tracii. Erau o adunătură de triburi care mai rupeau pe aceeași limbă, dar nu prea le aveau pe aceeași limbă. Și mai din când în când mai trăiau dintre ei și mai câteodată mai aveam și chiar și conducători care mai uneau niște triburi din astea și erau, bă, uite cu aia, hai să nu ne mai batem, hai să fim și noi aici super ok, să nu ne așa. Dar dura, cred că 20 de ani și gata, și să ducea. Salut, Atomic Worm. Hai să-i atacăm pe ăștia. Do you really want to start a war? Da, ba. Trebuie să începem, că suntem viteși. Holy shit, ăștia are mulți. Am, ce formație am? Move all the ăsta din flancul central la dreapta. Dă-i. Muci am făcut. Muci. Watch the replay. Deci am pornit așa, i-am dat odată, s-au apărat, le-am mai dat odată, au început să fugă, eu le-am dat în ăștia le-au dat lor, au murit câțiva. Runda a doua, fug ăștia i-au bătut, jbang, jbang, au murit toți. Mi-am scos steagul, le-am zis, scoaie, uitați cât de șmecheri suntem, îi atacăm pe centrali, bang, i-am omorât, iar ne-am arătat steagurile, le-am fluturat în față niște steaguri, i-am zis, ce steaguri avem noi, i-am omorât și pe ea din stânga și după aia am zis, bă, victorie. Ne-am făcut un mic de la. Fereastră de biserică colorată prin care sunt nu e mozaic, nu, se numește altfel.
Mozaic e nu-i fereastră, mozaicul e din daia, gresie. Ăsta este vitraliu, așa. Am făcut un vitraliu cu mine. Victorie, battle is over. Apasă pe X, presupun. Ok. Da, exact. În bisericile, mai ales bisericile gotice, au vitralii, în caz că nu știați. Da, dar lăcomia nu este un defect. Lăcomia este o chestie de bază a animalului numit om. Este din creierul reptilian. Este vreau să am ceva de mâncat și azi și mâine și poimâine. Și cu cât am mai mult, cu atâta mă asigur că eu și urmașii mei vor putea să trăiască în viitor. Adică nu e ceva de judecat, bă, ești lacom sau nu știu ce. It is what it is. Așa este omul. Se la gher, cum se zice. Replenish wounded squads. Select a squad and place the replenish button. Bă, de unde-s bani? Am bani. Am bani. E cu carul. You can disband your squad and recruit new ones. Dar vreau să replenishuiesc formațiile, nu doar una. Hai să luăm un alt general. Îl luăm pe Rudiger Möltke. Watch one battle, hire one general. Ok, deci trebuie să-i atacăm în pe Munster ăștia. Dar are și o garnizoană. Halfdan Boneless. Bun. Hai să... Diversion, bla bla bla, recruit reinforcement. Hai să vedem ce ne luăm. Mai am bani. Da, nu mai am. Ce n-am? 110. Amount of attack. Ok, 110. Na, nu pot. De ce nu mai pot să-i recrutez pe ăștia? 117, super. Punem 2 câte 2. Cel mai OCD general. N-am făcut nimic cu ăla. Enter. 5. Asta are niște țărani, bă, niște țărani. Pilaf îi fac. Ăștia s-au surrenderuit. Pa! Gata. Nu înțeleg de ce se termină câteodată ăștia. Hai să... Ăștia cât sunt? 93. Oh, shit! Ăștia sunt mulți.
Hai și tu aici. Mișcă-te și tu pe undeva. Nu poți să te mici nicăieri. Super. Hai că mergem cu băiatul și-l atacăm pe băiatul. Dă-i. Praf. You have managed to take an army general prisoner. I make a choice. Accept the offer of ransom and execute the general with one. Scan through the brief report every turn to make sure you don't miss important. Right click to close the hint. Ok. Watch battle. Unde-i brief report? Wow. Choose battle formation, the sunrise, the wall, the wall. Mai recrutăm aici la băiatul. Și acum putem să mergem cu ăsta. Să-i atacăm pe ăștia data viitoare. Ah, hai că am terminat. You have completed the first part of the tour. Mai continue. Ok. We've been capturing a ship, spies from the Carolingian Empire have infiltrated the cities and incited revolts. A turning point in the war is definitely imminent. The Guild Council has increased military subsidies. They even have money to hire mercenaries. Open the mercenary screen. Exact. Decât dacă își fac dragon. Giovanni Gran Diavolo Medici. Ia. Ua! Black Company. Bă, cât de șmecherie asta. Enemy general have done boneless was captured. You are offered 402 așa. Execută-l. Așa începe Game of Thrones. Executăm. Ăștia s-ai mei? Bă, ăștia au capturat dancing-ul. Bă, ești nebun? Boss. Cred, nu știu, până acum e doar de război. Unde-s băieții mei? A, l-au dat afară pe ăsta. No, total attack. Ok. Cancel. N-am vrut, boss, n-am vrut. My bad. Și ăsta aici la el în oraș. Să îl prim pe aici să-și... Gata, l-am rezolvat. Boss, tu ce vii la mine? Cine ești tu, mă? 300... Hă, căcat! Bun, hai să mi-l bat pe ăștia. 1500. Na, mă, na. Muci, muci. Ok, deci cu ăsta rezolv sudul. Cu ăsta 260. Așa. Mai duce aici. Așa, am luat ăla. Și cu ăsta
Nu pot să mai recrutez, o să mi-l bată. Vine țăranul la mine să mă bată. M-a dat la afară din casă. 55, bă. Dar ne luăm dancing-ul înapoi și stăm aici, gata. Și cu ăsta recrut. Băgăm toporaș. Cum era? Cu toporașul în mână să-ți dea în cap să-ți ia banii. Și când e vorba de scandal 2, nu suntem golanii. Aoleu, ăsta-i vai de pielea lui. Hai în garnisoană. Îl aduc și pe el aici să-și facă replenish. Dacă nu mi-l bate ăla mic. Iar vine asta. Tu vii cu 400? Boss! Ia, verific-o pe asta. Muchissimo, atâta. Mucione. Tu, vino în garnizoană aici să-ți băgăm ăsta și ăsta, tu omoară-l pe ăsta, că oricum ești mai bun. Pac! Cam rămâne fără oameni, da. Luăm astea două. 494 tot, suntem ok. And... ia, luăm și ăsta. Ne-am... replenish, ne-am luat din nou orașele. Tu, reinforcements. Battle formations. The South Pole, the Raven sau the Hill. Asta pare că mă pricep la de-astea de nu știu de mine. Unde mi? Bă! Mi-a fugit ăia. Mercenarii. Boss, te întorci? Unde îl punem? Îl punem în... aici. Am jucat Total War când eram mic. Nu prea mergea pe calculator, dar mi-a plăcut. Ransom. Cum văd? Ce fac asta? Accept-o. Dă-mă banii, că tot am dat bani pe mercenar, like a motherfucker. Iar a venit la el să mă omoare pe mine. Ce trebuie să fac? Recruit and squads execute 3 different commands. Have 6 generals under your command. Ok. Mai luăm un general. Ne mai... ăsta e fix aceeași față a ăștia doi. Doar că un pic diferit părul. Ok. Ăsta recruit, replenish all. Așa și nu mai am două locuri. Ce avem? Avem așa. Am și niște bâți, bătoși, bățieri. Dă-i. Mersi de host, Victor.
Asta trebuie să-l întorc în asta în casă, că trebuie să-i dau replenish, că nu prea mai are... Mai luăm generali. Hire. Hire, hire. Și... Bun, mai trebuie ăsta să se miște, dar ăsta s-a întors acasă și nu-l pune să se miște. Asta e acolo. Asta la altă. Ar trebui să fie ca în Heroes. Praf. Salut, șamanu, salut, Bing! Long time no see, șamanu. A, am zis că-i dau replenish-ul ăla, dar mi-am băgat picioarele. Dar oricum, we're good. Aproape terminăm toate. Oh, mai avem un de-asta de bătut. Ce-i mai luăm lui ăsta? Am niște... de-aștia. Așa. Bate-i și tu pe ăsta. Bate-l și tu pe ăsta. Și mai avem pe băiatul ăsta care... trebuie să vină aici. Ok. Execute 3 different commands. Seamănă cu save, da. Și mai trebuie încă un general și să starte riot. Enter. Tu te duci aici. Tu te duci aici. Tu. Tu de ce nu te miști? Așa. Attack. Prăfoși. Le-am zis-o. Tu. E bucata asta, tu... Nu știu ce-am făcut. Banii sunt sus. Subscris. Sub donatori. Salut, Victor! Veni aici să vezi cum îmi înfrâng dinamicii. The fuck do I start a riot? Ei, nu e Florinel. Ce este bine aici? Amatori? Hai să-i luăm și lui ăsta niște săbiuți. Niște ăștia și un ăsta. Acum că l-am umplut și pe ăsta de... Îl întoarcem pe ăsta în sat. Și pup... Arrange riot. How do you arrange riot? Gat. Then we can be defeated with money. Every county has a people, blah, blah, blah.
sigur că spui asta, Victor. L-am rezolvat și pe ăla. Mai avem 3. Uite, bă, cum vin banii la mine. Vine banul ca la nimeni. Gata. Tot. What? Yes. All the eyes can see, it's my territory. All the eyes can see is my victory, așa. E bucuros Game of Thrones aici. Am pus la mine pe Discord, în caz că vreți să știți care este Discordul, scrieți semnul exclamării Discord, un link despre un băiat din Cluj care este level designer la în Cluj la Game Loft și care a fost bun. Și a analizat startul nu era start, startul era nimic dacă n-ai jucat înainte. Stupid UI. Și